Traian Băsescu, președintele României, a verificat astăzi stadiul lucrărilor de construire a digului din Săucești. El a vrut să știe dacă firma din Negrești-Oaș, care a câștigat licitația, are forța să execute și digul de la Negri și a promis că miercuri guvernul va aproba suma de 8 milioane pentru acel tronson. Traian Băsescu a vizitat marți localitățile din Moldova care au fost afectate de inundații în această vară. Elicopterul președintelui a venit dinspre Neamț și a ajuns în Șerbești la ora 15. Băsescu a fost așteptat de Neculae Olaru, prefectul județului, Constantin Scripăț, subprefect, primarul Ștefăniță Manea, reprezentanții administrației bazinale Siret și ai firmei de construcții. Oficialii băcăuani au ajuns în Săucești cu o oră mai devreme și au verificat dacă totul este în ordine. La dig se lucrează intens spre bănuiesc și mulțumirea locuitorilor din zonă, pentru acea descărcare sufletească, nu mai stea toată ziua cu frică. Sunt deschise 3 puncte de lucru și se lucrează. Un punct de lucru este în zona Holtului, unul la Schineni și unul la Șerbești. Digul din Săucești va avea 16,5 km și va costa 250 de miliarde de lei vechi. Lucrarea este executată de o firmă din Negrești-Oaș care s-a angajat să termine până pe 31 decembrie de ridicat și tasat digul, doar înierbarea fiind lăsată pentru primăvara 2011. Traian Băsescu a vrut să știe în ce stadiu sunt lucrările și dacă vor fi respectate termenele. Trei tronsoane la dig, da. Și suntem la un tronson la tăiere de cot, am început. Aha. La tăiere de cot, da. Aha. Sunt 4 puncte de lucru, da, practic, la și îl terminăm până în decembrie, octombrie, la sfârșit. Octombrie. Și mai octombrie. Depunerile la depunerile și formă amenajări. Cu depunerile e mai greu, că ele alte lucrurile merg. Amenajările ce înseamnă? Taluzarea? Firma de construcții a mobilizat pentru escavare, pentru transportarea, nivelarea și tasarea pământului 40 de autobasculante, 12 escavatoare, 5 vibrocompresoare, 6 buldozeri, 3 autogredere și o volă. Până în acest moment, digul e aproape gata pe o distanță de 5,5 km, ceea ce înseamnă 37%. Sunt optimist că aici își vor respecta constructorii termenele. Mâine guvernul va suplimenta cu 8 milioane de roni bugetul ca să se facă un dig de 5 km și pe malul celălalt. Cred că oamenii din Săucești pot fi optimiști că nu vor mai fi inundați niciodată. Pentru ceilalți sinistrați din județul Bacău, ce mesaj aveți? Pentru că sunt foarte multe localități care au fost inundate și sunt sute de case dărâmate în județul Bacău, care încă nu au început reconstrucția la ele. Doamnă, aici nu e vorba de mesaj, e vorba de o realitate. Materialele au fost licitate, afluiesc înspre comunele, satele care au fost afectate. Să sperăm că vor fi și construite casele până vine prima zăpadă. Asta e speranța mea. Da, fiecare trebuie să înțeleagă că statul pune la dispoziție materiale, va trebui un efort de solidaritate al comunității în procesul de construcție a caselor. Trebuie să ne obișnuim și să participăm noi înșine la binele nostru, nu numai statul, statul, statul. Statul nu poate să mai facă ce făcea înainte când avea toate resursele. Nu vor primi nimic pentru manoperă? Nu. Nu sunt bani pentru manoperă, va trebui să se ajute unii pe alții. Traian Băsescu s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor și a vrut să știe dacă firma din Negrești-Oaș poate executa și digul din stânga Siretului la fel de repede. El a promis că banii vor fi aprobați a doua zi, iar constructorul a promis că va încerca să se mobilizeze pentru a începe și digul din Negri.